Macovei a spus că îi solicită lui Iohannis să adauge în pact și abuzurile împotriva statului de drept făcute în iunie 2012, dar și cele din Marțea Neagră, când deputații PNL și PSD au votat pentru superimunitatea demnitarilor. De asemenea, candidatul la președinție cere să fie depolitizate nu doar CNA-ul sau Curtea de Conturi, ci toate instituțiile din țară, inclusiv școlile și spitalele. Monica Macovei a mai spus că aceia care au colaborat cu securitatea să fie dați afară din partide și cei care au decizii de incompatibilitate, cum ar fi deputatul PDL Ștefan Stoica și senatorul PNL Acoș Mora, să plece din partid, iar cei cu condamnări definitive să fie dați afară din partid. Candidatul Alianței Creștini Liberale la președinție, Klaus Iohannis, a anunțat în 8 septembrie că propune un pact național pentru stabilitate și democrație care să fie semnat de candidații la alegerile prezidențiale, precum și de actorii politici, precum președintele Traian Băsescu.